Lupii își extind area de control. Ei au ajuns și la Zagorna, unde au atacat un mânz. Pe acesta nu l-a putut salva nici Iapa. Reieșind din mulțimea de urme lăsate pe solul umed de după ploaie, este lesnea conchide că fiarele au luptat mult până au doborât mânzul, care împreună cu Iapa se aflau la vreo 50 de metri de lângă casa stăpânului. Oamenii din partea locului susțin că Lupoaica ar fi venit după pradă împreună cu puiul său. Da, pe ea, că l-a lăsat de lângă poartă, lângă casa aici l-a lăsat, și că au venit și când m-am uitat, l-au gătuit, l-au mâncat. Asta e prima dată când în sat vostru observă lupul? Nu, au mai fost niște căpri, au fost mâncate un jițel și încă o mânză au fost mâncat. Nu e primul caz la noi în sat legat de distrugere, eu știu, de moartea animalelor. Adică încă nu știm care e psina concretă, că e lup, că e câine, dar lumea de acum se revoltă și așteaptă de la autorități niște măsuri. Oricum, sunt niște bunuri care, la care omul ține. E un ban, e un animal care lucrează. Acum câteva zile, lupii au sfârtecat mai multe animale domestice în satele Cobâlea. În special, fiarele atacă mânzii și viței. Nu știu concret, nu. Разработать план действий. Что с ними делать? Они под законом или охраняются законом, или они являются хищниками, вредителями для дикой флоры, фауны и для домашних животных. Пока ничего определенного нету, но тем не менее, вот сколько уже фактов наблюдается, что они режут скот. Anterior, am semnalat despre atacurile lupilor asupra animalelor domestice din satul Fuzăuca și localitățile învecinate, unde au fost omorâte vreo 20 de animale. Potrivit lui Alexandru Navitaniuc, pe parcursul verii au fost atestate peste 100 de cazuri când lupii aflați în teritoriul raionului Șoldănești ar fi atacat diferite animale domestice.